municipiu Câmpirea se comportă ca un centru zonal pentru locatații din jur și aștept, poate că la un moment dat se va schimba, eu știu, părțirea administrativă a țării și vor apărea aceste mini-regiuni, cum ar fi regiunea Câmpina, care se cuprinde localității din jur, care au interese comune. De aceea zic că, de fapt, beneficiarul final sunt elevii din acest liceu, care sunt, poate, majoritatea din comunele din jur și nu din Câmpina. Dar facem acest serviciu tuturor pentru că ne interesează viitorul țării. Iar această lucrare este de excepție. Reabilitarea de ca un liceu nu înseamnă numai faptul că se montează niște polistiren pe exteriorul clădirii și poate o să vă spun un director mai mult, înseamnă mai multe lucrări adiacente care costă destul de mulți bani, iar noi, din păcate, nu avem fonduri suficiente ca să acoperim aceste lucrări.